Ușor, ușor vă adunați, ușor, ușor ne strângem. E ora 10, bineînțeles, voi știți. Clopoțelul vă dă deșteptarea. Bună dimineața, sunteți pe canalul bun. Nu cumva să schimbați canalul. Să trăim că trebuim. 2 februarie. Am intrat cu al doilea picior în luna dragostei. Iară se duce bugetul, iar oftează portofelul, iară. Încerc până de Valentine's Day să vă dau în fiecare dimineață o mică sugestie unde să vă duceți persoana iubită, ce cadou să-i faceți persoanei iubite, să simtă și ea magia dragostei. Acum, de sărbătorile de iarnă, de Crăciun, am dat ce cadouri am putut, dar pentru Valentine's Day trebuie mai multă atenție, că e vorba de dragoste, e vorba de iubire. De exemplu, aici în Cluj-Napoca, dar sigur că și în alte orașe, fostele terase s-au transformat în bârloguri de hibernare. Nu chiar așa. Sunt așa numitele igluri. Parcă ar fi un silicon de-a lui Drăgușanca, nu. Igluri, știți ce sunt alea? Corturi transparente, da? Pe terase acum se află corturi transparente. Vă puteți scoate persoana iubită la o cină romantică într-un iglu. Ce frumos! Și după aia îi arătați marmota. Nu, glumesc. Cei din Cluj au spus așa: 2 ore pe iglu, consumație minimă 3 milioane de lei. Deci e bine. De obicei, când te duci la o cină romantică, nu mai știi cum să pleci de la masă ca să continui cu partea substanțială care se întâmplă în dormitor. Caști, mai comanzi ceva, dar puțin să se ducă repede. Nu, acum știi, 2 ore. Stai 2 ore și plătești 300 de lei. Chiar dacă iubita ia o salată, chiar dacă tu iei așa din politețe numai un șnițel, nu treci la ceafă și la salată de varză, 3 milioane trebuie să se facă. Păi atunci iei o sticlă scumpă de vin și mai aștepți până la următorul salar ca să-ți mai cumperi ceva. Mai amân și facturile. Băi, șmecherește din Horeca, nu zic că nu le merge rău. Nu le-a mers greu în perioada asta, dar totuși se impună condiții de astea. Adică stai numai 2 ore într-un iglu și consumi de minim 300 de lei. Dar ce ești? Lider de sindicat să-ți permiți așa să arunci cu bani în stânga-dreapta? Că un lider de sindicat, știți cât ia pe lună? În jur de 13.000 de euro. 13.000 de euro. Și ce face liderul de sindicat? Vorbește ceva în portavoce, strânge oamenii, o dată pe lună, o dată la 2 luni, poate că acum o să fie manifestări mai dese și cam atât. Se schimbă ceva? Nu. Că numai atâta ne trebuie nouă românilor. Ne trebuie măriri de salar. Atât. Nu să avem condiții mai bune de lucru, nu să avem spitale, nu să avem autostrăzi. Nu, 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 nu. Încă un leu în plus. 13.000 de euro pe lună un șef de sindicat. Bine, atâta ia Messi într-o oră. Leo Messi, celebru fotbalist de la Barcelona, câștigă într-o zi vreo 380.000 de euro. Într-o zi, 380.000 de euro. No, câte vieți să trăiești ca să cheltui acești bani? Dar vorba aia, vorba unui analist din fotbal, zicu-i zicu, Messi, 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 da. Își permite o cafea bună de la soacră. Cafeaua din interiorul acestei căni a fost oferită de către scumpa mea soacră. Zice, nu mai le spune la oameni să-ți doneze pe buymeacoffee.com slash Nicu Bendea. Lasă, că au și ei cheltuieli acum. Care dă, care nu, nu, nu te spune, îți fac eu o cafea. Că soacra a avut de dimineață dublu motiv de bucurie. În primul rând, CFR-ul a câștigat aseară cu Chindia și acolo sus în clasament. Ăsta ar fi unul dintre motivele de bucurie ale soacrei. Și al doilea, UDMR-ul va avea prefect de Cluj. Vorba lui soacră mea. Ca pe vremuri. Ișta n-aldea, man. Săracii peneliști de la Cluj, grupul de la Cluj, Boc Budatișe. Boc Budatișe. N-au reușit să treacă de Câțu. N-au reușit să treacă de Câțu. Câțu a făcut acolo ce negociere a vrut el cu cine a vrut și a zis, bă, lasă. Vă punem un prefect de la UDMR-ul spre bucuria soacrei și a lui Cioma Botond. Știți cine e Cioma Botond? N-ați pierdut nimic. Așa că lăsăm buymeacoffee.com/nicubendea, îl lăsăm acolo site-ul, când puteți, când aveți donați. Acum ne bucurăm de cafea oferită de soacra bucuroasă, grupul de la Cluj. Ci că Ludovic Orban va candida pentru un nou mandat în fruntea liberalilor. Nu distrus de tot partidul, așa că mai dorește încă un mandat. În septembrie va fi ședința și probabil că, dacă îl susține cine trebuie, și ăsta e pe cale să devină un PSD. Să te reformează, numai nu iese. Dar pe de doamna Șoșoacă, draga noastră doamna Șoșoacă, după ce a fost dat afară de Gâdea din emisiune, aseară s-a certat și cu Ciutacu.
13-13, număr de SMS, Victor Ciutacu. Ciutacu a zis că în privința inteligenței îi desparte un Everest. Un Everest stă între doamna Șoșoacă și domnul... Să nu puneți pe net! Să nu puneți pe net! La nevastă să-i arătați poze cu bendea care filmează. Sănătate! Așa e, după vârstă îi arăți nevestii poze cu bendea. Poate, poate. Așa e, avem studio în aer liber. Merge. Ce se face? Nu suntem de la Metro-Goldwyn-Mayer. Deci doamna Șoșoacă e despărțită din punct de vedere al inteligenței de un Everest de domnul Ciutacu. La Antena 3 numai, la România TV numai ei. Sper să ajungă pe postul copiilor la care se uită copiii mei, la Jim Jam, post de desene animate, să nu se uite că acolo avem pe Pig Peppa. Mai încet, Zoli. Se filmează. Da. Șoșoacă săracă. Dar aia merge pe Facebook. Pe Facebook îi merge bine. Și lui Adrian Năstase. Lui Adrian Năstase îi merge din ce în ce mai bine. A mărturisit pe blogul personal că și-a făcut vaccin. N-a mai ținut vaccinul ăla de când a încercat, știți, când l-au arestat să-și tragă un glonț în carotidă. S-a dus vaccinul. Iar părintele Francis Doboș de la Catolici a filmat deja un spot pentru încurajarea vaccinării. Domnul părinte Necula de la Ortodox a zis că se mai gândește care sesiune cu tinerii popi și după aia va încuraja și el într-un spot, va încuraja vaccinarea. Deci s-a ajuns la găsirea persoanelor emblematice care să încurajeze vaccinarea, s-a ajuns la biserică. Vechea și draga noastră biserică va da vipuri pentru... Dar de ce nu-l bagă și pe Pomohaci într-un clip? Pe părintele Pomohaci. Să asculte lumea de părintele Pomohaci când zicea: dragă mie, mie vaccinul, că mi-o implantat chipul, mă, că e un vaccin barosan, face bine la ciocan, mă. Sănătate multă și salutări la doamna. Ei, să trăiască Pfizer-ul, să trăiască vaccinul și cine bagă acum? Da, vine ploaia mocănească, unde o fi seringa noastră? Uhăila și ciuhăila, că m-am așezat pe ea, măi. Trăiască AstraZeneca, ne-o adus nouă. Trăiască AstraZeneca, de COVID ne-o vindeca. Dar las-o încolo, că nu-i concurs de rime, nu-i concurs de poezie, ați înțeles voi ideea. Nu vă scriu dacă nu pe hârtie, eu. Da. Bună-i, Doamne, la ciocan, mă. Burger, cel mai scump burger din România, a atins ieri prețul de 10.000 de lei. De pe buymeacoffee.com/nicubendea. Cine știe când o mai primi cafea de acolo. Bem cafea făcută de socrela. Soacră, soacră, poamă dulce. Zucor, cave, rum, bum, bum. Un om a deschis o burgerie în București. Și ca să-și atragă clienții, a făcut un pic de promoție. Astăzi, zice, vă dau burger gratis. Mamă, și s-a făcut o codă de 10 de metri, fără distanțare, fără mascare. Românul când aude că primește gratis pentru ceva la masă, mai ales că nu mai fost pelerinaje să mănânce, și gura românului o sarma, să bea un vin fiert. Bun și burgerii. Bun și burgerii. Zice, oare ni dă cu tigaie cu tot? Că noi știm că de la promoții vii cu o tigaie gratis acasă și cu bătături la monturi, da. Amendă 10.000 de lei pentru că a făcut această promoție. Cred că omul și închide prăvălia, nu vă dați seama. În altă ordine de idei, și-a făcut o reclamă bună. Toate posturile au preluat știrea, toate site-urile au scris despre asta. 10.000 de lei amendă. Că n-au avut ce să le facă jandarmii la cei care stăteau la coadă. Le-au explicat frumos, bă, mai distanțați-vă, lasă că dacă mă distanțez nu mai prin cartofi prăjiți și nu mai prin sosuri. Lasă! Ei, că un burger face mult pentru stomacul românului. Când auzi de burger gratis, cum făcea pe vremuri Tușa Sanhire, burger autentici românești, cu mit în ei, nu mai contează distanțarea, nu mai contează... No, sper că își revine omul și bagă și mititei și ceafă, că numai cu burger nu a făcut nimic. O zi frumoasă, scuze de deranj, să nu avem ceasuri rele, să ne simțim bine. Treceți pe la mine, pe la studio, când filmez, dacă doriți poze pentru soție. Să-i o arăt soției, cum a zis domn. O zi frumoasă, mulțumesc de abonare, vă aștept la comentare, să comentăm tare. Iar o dau pe versuri și nu-i bine. Ajute-vă Dumnezeu!